Ștefania nu vrea să mai audă de Julia după ce a părăsit-o Casa Iubirii. Ce a făcut-o să-și schimbe total părerea despre ea, nu mă așteptam. Mulți o bănuiesc pe blondină pentru eliminarea lui Cosmin. Ștefania, fosta concurentă de la Casa Iubirii, a făcut o serie de declarații neașteptate despre Julia. Ștefania a părăsit competiția Casa Iubirii așa cum și-a dorit. Asta pentru că, după ce iubitul ei, Cosmin, a ieșit din show matrimonial tot ceea ce a vrut tânăra a fost să fie alături de fostul concurent, ceea ce acum se întâmplă. După eliminare, Ștefania a făcut o serie de declarații sincere în cadrul emisiunii cu Iubirii, difuzată pe canalul de YouTube WONEUS și moderată de Bianca Comănici. Vorbind, însă, despre legătura pe care o are cu Julia, cea pe care o considera o bună prietenă, tânăra a dezvăluit că au fost foarte apropiate însă totul s-a schimbat la un moment dat din motive pe care nu a vrut să le dezvăluie. Mai mult decât atât, Ștefania a dat de înțeles că o bănuiește pe Julia că ar fi avut o contribuție foarte mare în ceea ce privește eliminarea lui Cosmin din competiția de la Canal D, însă nu are dovezi în acest sens. Am avut o relație foarte bună, ne-am apropiat foarte mult, după ce ne-am mutat în cameră. Îi spuneam mami, pentru că mă ajuta când îmi era rău, chiar mi-a fost aproape și chestia asta n-am să uit niciodată. Când a venit vorba de lucrurile personale, chestii s-au cam schimbat, chiar dacă nu mă așteptam și m-am răcit. Nu pot să dau mai multe detalii. Sunt și alte chestii în spate, dar ăla poate fi un motiv, ne. Rese zvonește că Julia ar fi fabricat conversațiile pentru care Cosmin a fost eliminat din emisiune, dar nu pot să spun concret, nu am dovezi, niciun fel de probă ea spunea că nu îl mai plăcea pe Cosmin, nega mereu. Din prima zi când a intrat în emisiune spunea că nu mai are nicio legătură cu Cosmin, dar când fiecare fată trebuia să-i spună un secret lui Patrick și Julia a venit și a spus că încă îi plăcea de Cosmin. Asta a fost o chestie foarte de bănuit. Ea a spus că a fost îndrăgostită de Cosmin, iar eu consider că la nu trece atât de ușor. Avea niște mici scăpări, consider eu, dar nu mi-a dat de înțeles pe față că e geloasă. Mereu eram potriva lui când îi se aduceau niște acuzații, să mi-l arate ca un om rău, să-l pună într-o lumină proastă în fața mea. La început era foarte fericită pentru noi, dar la un moment dat s-au schimbat lucrurile și nu pot înțelege deloc, a declarat Ștefania, în cadrul emisiunii Culisele Iubirii. Ștefania, fericită după eliminarea din Casa Iubirii, Ștefania și-a dorit tare mult să fie alături de Cosmin, după ce concurentul a fost eliminat din competiție. Acesta fiind motivul pentru care tânăra a vrut să plece acasă, ceea ce s-a și întâmplat. Astfel, după ce a părăsit emisiunea de la Canal D, Ștefania a făcut o serie de declarații online, mărturisind că este tare fericită pentru că acum poate fi alături de iubitul ei, Cosmin. Bună seara, dragilor! în seara asta se sfârșește drumul meu în casa iubirii. A fost o experiență minunată, o experiență de la care am avut de învățat foarte multe și mulțumita căruia m-am dezvoltat ca persoană. Mulțumită experienței acestei am cunoscut persoane minunate care mi-au fost alături în cele mai frumoase momente și mai ales cele mai grele, A, R, R, V, dar cel mai important l-am cunoscut pe Cosmin sufletul meu pereche cu care am să am încep un parcurs și o etapă importantă din viața mea. Nu m-aș fi gândit vreodată să părăsesc casa împreună cu cineva cu care să am construiesc un viitor, dar am fost norocoasă și m-am ales cu cineva care mă iubește, mă prețuiește, mă respectă și îmi este alături în fiecare moment. Pentru asta mulțumesc acestui proiect și mai ales lui Dumnezeu care m-a binecuvântat cu Coco. Am trecut prin foarte multe greutăți, dar am ieșit învingători și câștigați pentru că ne-am câștigat unul pe celălalt. Vă mulțumesc și vouă, susținătorilor, care ne-ați fost alături în orice moment parcurs în emisiune și mai ales ne-ați susținut ca cuplu și ne-ați îndrăgit până în ultimul moment și nu ne-ați lăsat la greu. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc încă o dată! Vă iubesc! A spus Ștefania pe pagina personală de Instagram.